Salutare, prieteni! Eu sunt Nevăstuica și m-am întors. Astăzi jucăm Kill the Plumber, omorâți-l pe Plumber. Este instalator, așa. Și este un joc în care, gen, ești inversul lui Mario. Ești tu, Freddy, să faci jocul imposibil pentru Mario. În acest caz, probabil că are alt nume. Ok. Jocul este super tare, în primul rând. Asta trebuie să zic clar, că jocul chiar este super tare. Și o să ne distrăm puțin pe el. Sunetul o să-l las, chiar dacă sunt mă de mai încet. Ok, primul nivel. Oh, nu, maniac, este în legatul nostru. Ce? Trimite-ți trupele. Trebuie să-l omorâm. Ok, după el. Nu, nu! Ok, deci... Aha, nu trebuie să-l las pe mine. Mori! Este interesant joc, prieteni, recomand din tot sufletul. Îi vom spune Carlos cu ăsta. Ok, Xbox-ul. Nu, nu! Nu, e mult prea greu de prins. Nu! Nu! Cazi în cap, nu! Ok, fac. Acum ați mort. Du-te, dracu! Yes! I-am spart capul și cu 3 steluțe în continuare. Cel mai tare joc, prieteni, cel mai tare joc. Fac, nu! Nu! Nu, trebuie să rezist? Yes! N-a reușit să ne supraviețuiască. A... Fuck you! Du-te în spanac. Cred că trebuie să fac să... Du-te... Du-te în pula mea. Nu! Nu! Nu știu cum pot să fac asta. Cred că ai trebuit să-l scadă pe mine ca să pot să mai am încă o șansă. Ok. Ia să mă pun eu aici, asta repise. Așa era, mă! Era mai simplu decât părea. Doar că, da, eu nu gândesc de fiecare dată. Ok, sunt doi acum. Yes! Nu mi-a atins tu steagul, fraiere. Ok, ușor, asta a fost simplu. Acum doar unul. Trebuie să fac să cadă pe mine. Cum îl fac să cadă pe mine? Ok, hai să încercăm aici. What the fuck? Aha! Dar vreau să mai încerc încă o dată, pentru că nu mi-a plăcut, că am obținut foarte puține puncte. Ok, hai să-l așteptăm aici, l-aș voi aștepta aici. Mario, ești un fraier. Ok, a fost simplu asta. E următorul. Ok. Nu mi-a atins tu steagul, fraiere. Vedem cum îl vom opri acum. Opa, nu! M-am prins cu trebuia să fac. Nu! Sau așa e. Ha ha ha, mai bine nu mai te zic niciodată. Următorul. Ok, sunt o chestie care poate să sară. Fuck! De ce e Mario? De ce are voi Mario? Sau, de fapt, am spus că-l cheamă Carlos. Pare că și-a pierdut mașina. I-am spart capul. Simplu. Nu! Au! Yes! E șmecher jocul, prieteni! Hai să vedem. Urcă. Este un alt rage game, dacă nu v-ați dat seama. Însă, eu nu prea am făcut rage game acum. Pentru că mă descurc foarte bine. Nu! Sunt mult prea bun la jocul ca să fie acest joc cu rage game. Ok, am pierdut data asta, du-te acolo, hai du-te, spara. Haha! mult prea simplu pentru mine. O să-i cad în cap! BUM! I-am spart capul. Ok, ce? Opa, aha!
prea simplu și îmi place. Nu? Hai, Carlos! Haha, Carlos, cred că poți scap de mine. Haha, Carlos. Ok. Fuck! Nu. Nu! Ia n-am greșit. Fuck. Nu! Yes! L-am prins pe Carlos. Fuck. Aha. Nu. Acum să-l prind direct. Bum! Carlos. Carlos a murit, prieteni. Ia zi de ce pot să fac? Aha. Ha ha, i-am aruncat cu sigură în cap. În cap îi vine direct, nu? Acum? Hai mă, uite în spanac. În cap, yes! Și cred că am 3 stele în continuare. N-au fost 3 stele, mai vreau încă o stea. Acum? De, hai mă! Perfect, oare? Nu. Aici, perfect. Yes! 3 stele. Mario, nu știu ce te așteaptă. Oh my god, nu! 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 Mario, de ce nu poți mă ataci? Nu! Oh my god, nu! Oh my god! În cap îi vine. Yes! Cel mai tare joc, prieteni. 10 din 10 i-aș da. Du-te-n spanac. Fuck you, Mario. Oh my god! Mai era atât de puțin. Oh, fuck my life. Oh my god, oh my god. Yes! Nici nu trebuia să, trebuia doar să fac pe el, mamă, ce șmecher. Ok, sunt o bombă. Boom! Fraiere. Prea simplu. Prea simplu, prea ca la nevăstui, ca nu, prieten? Așa zic și eu. Adică Mario. Mario sau oricum te-ar numi Dumnezeu pe tine, eu îți spun cum vreau eu, adică, fac, eu îți spun Carlos, dar Mario, încearcă să nu mai fii așa de copil, pentru că este imposibil să mă bați. Fac, sau mai, e foarte posibil să mă bată, probabil. Ok, bomba aia sare mult prea jos la un moment dat. Go to Spanac City, te rog, du-te în spanac, în spanac. Oh my... Cum pot să fac asta? Nivelul ăsta e mult prea greu. Cred că e boss-ul, cred că e ultimul nivel din lumea asta. Trebuie să-l las să mai cadă încă o dată acolo. Mă opresc după ce trec de asta. Te urăsc, Mario. Te urăsc, John, Carlos, Miguel, Jaime. Eram atât de aproape, ați văzut aia? Trec puțin de asta și mă opresc.
Gata, devine rage game. Cred că Mario a jucat Carlos, scuzați-mă, pentru că nu este Mario, acela nu e Mario. Are steagul Dane Mărcii pe... Nu știu cum a reușit, prieten, dar am reușit. Am reușit. Avea 10 secunde în care el nu trebuia să termine. Asta trebuia să fac, de fapt. A fost mai ușor decât credeam atunci. Ok, nu. Nu. Trebuie să fac acolo să sară. Trebuie să fac acolo să sară, prieteni. Ajutați-mă, concentrați-vă cu mine. Acum! Acum! Mai înainte cu o secundă des. Ah, m-am prins, e simplu. Yes! Nu e fraiere, fraiere, sunt o fantomă, o să-ți mângâi sufletul. Nu merge. Nu știu cum se... A, fantoma se face. Nu știu cum funcționează această fantomă, cred că fantoma asta e foarte ușor de omorât cu ea, dar... Tu te-n spana, ca 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 ca. Yes! Coponarule, te-am prins. Dar nu-mi place eu cu fantoma. Nu-mi place deloc acest joc cu fantoma. Deși pare simplu. Hai, fantomo! Hai, stai mai... Yes! L-am prins din nou pe Carlos. Ah, trebuie să fug de el! Nu! Nu! Fugi! Voi stai aici, prieteni. Și am voi merge după el prin spatele lui. Haide! Să mor tu, hai, fantomă idiotă! Direct să-l aștept acolo eu. Aha, iar acum ați merg după el repede. Haide! Haide! Mario, de ce-mi faci asta? Haide, măi! Măi, măi! Măi, nu vorbești urât, coboară! Oare nu se poate duce în Spanac City? Eu înțeleg de ce mi se oprește fantoma asta, adică asta înțeleg eu la ea. De aici nu vreau să mai coboare. Am să încerc să cobor pe asta direct. Am terminat levelul acesta, următorul nivel. Oh my god, sunt o mare fantomă, trebuie să am grijă. Adică chiar trebuie să am grijă, pentru că trebuie să pleacă mai toate prostiile alea el. Fantoma asta se mai face invisibilă.
ce ușurare, uram fantoma asta care se face invizibilă. Nu mai sări peste mine, Mario, de ce ești rău? Te-mi pula mea, Mario, de aici stau. Nu poți face rău. Oare așa joacă totuși pe dorit de Mario? Oare așa arată în fața moștrilor? Mario, acum vreau să mă joc cu tine. Nu, deci că poți să mă moare, dar nu. Înainte, acum nu pot să-l omor eu pe el. Dar o să-ți rămân. Yes! I-am spart fața lui Mario. De fapt lui Carlos. E Mario. Aici trebuie să-l prind. Oameni, sac. Deci măcar acum știu cum trebuie să-l prind. Acum! Pauză. Restart level. Nu, deci aici n-am... Acolo n-am să prind. Acolo acum e perfect. Perfect! Nu, iar am greșit puțin, dar foarte puțin. Acum. Sunt cel mai boss, prieten. Eu sunt cel mai boss. I wanna be the very best. That no one ever was. To beat them is my real quest. To train them is my cause. Pokemon, gotta catch them all. Sunt acum. Sare pe ea și... Yes! Mai știu că ăsta e ultimul nivel pe care mai știu. Mori din Spanaxii. Ah, trebuie să fac... Uite în Spanax, Mario, trebuie să sari, trebuie să sari. Așa, bravo! Cum fac eu să sar acolo acum? Ok, a sărit acolo! Este vulnerabil! Este mai vulnerabil ca niciodată! O să-l prind acum, acum e simplu de omorât. 3, 2, 1, BOOM! Motorul, mai știu că și pe ăsta, nu... Așa, ăsta e cred că ultimul nivel. Oh my god, oh my god, oh my god. Prea easy, cu easy, easy peasy lemon squeezy. Nu știu la ce nivel am ajuns, prieteni, până să încheiem acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați like, share, dați un coment cu sugestii și abonați-vă la canal pentru mai multe videouri amuzante făcute de mine. Până la viitoare, la revedere, prieteni, și nu uitați că ne vedem în episodul viitor.